De la începutul acestui an și până la finele lunii septembrie, în județul Giurgiu s-au înregistrat peste 200.000 de apeluri la numărul 112, adică aproape fiecare cetățean al județului a apelat acest număr. Din păcate, nu toate solicitările au reprezentat urgențe, foarte multe dintre ele, peste 72%, fiind apeluri false, potrivit datelor comunicate de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Dacă la nivel național procentul de apeluri false în prezent este de aproximativ 70%, în județul Giurgiu putem vorbi de un procent de 72%, peste 72%, la un număr de 1000 de apeluri intrate în sistemul 112 pe zi. Cam aceeași situație se regăsește și la nivel național, ceea ce înseamnă că sunt persoane care nu conștientizează că atunci când fac o glumă la 112, îi pun în pericol pe cei care au într-adevăr nevoie de ajutor. Este și motivul pentru care Serviciul de Telecomunicații Speciale desfășoară în această perioadă o campanie de conștientizare a importanței numărului unic de urgență. Tocmai de aceea am început o campanie de educare și informare în rândul populației, în rândul tinerilor, pentru că vreau să vă spun că cele mai multe apeluri false, abuzive, non-urgente, provin de la tineri, de la copii, de la persoane cu diverse probleme psihice, dar și de la alte categorii de cetățeni, prin care oamenii sună pentru fel și fel de probleme care nu reprezintă urgente. Deși autoritățile îi găsesc greu pe apelanții care sună fără temei la 112 sau fac glume proaste, de cele mai multe ori sancțiunile nu întârzie să apară. Apelarea falsă sau abuzivă a acestui număr se pedepsește cu amendă de la 500 la 1000 de lei.